Bine ați revenit! Azi vom vorbi despre pendulul lui Maxwell. Presupuneți că avem un pendul Maxwell și mai presupuneți că acest pendul este pus pe un cântar, un cântar de baie, așa cum vedeți în desen. În fine, să presupunem că pendulul este în repaus și cântarul ne arată acum masa lui și a accesoriilor, să spunem, ca să fie mai simplu, 10 kg. Și întrebarea este următoarea. Dacă punem pendulul în mișcare, ca în film, va arăta cântarul aceeași masă în timpul urcării și coborârii roții lui Maxwell? Dacă răspunsul este da, ați terminat. Dar dacă credeți că nu, atunci vă rog să spuneți dacă masa arătată de cântar va fi mai mare sau mai mică de 10 kg când pendulul este în mișcare și dacă depinde sau nu de sensul în care se mișcă pendulul, adică urcă sau coboară. Vă propun să găsim răspunsul plecând de la un experiment mental, dar care se bazează pe experiența pe care o avem fiecare. Presupuneți că sunteți într-un lift și țineți în mână o valiză grea. Ce simțiți în momentul în care liftul începe să coboare? Că valiza devine parcă mai ușoară. Pentru un timp foarte scurt, e adevărat, doar atât timp cât liftul se mișcă accelerat. După ce începe să se miște uniform, acest efect dispare. Aceea senzație de scădere a greutății o avem și când liftul se oprește din urcare. Deci liftul este în urcare și acum se oprește și din nou avem senzația că valiza a devenit mai ușoară. De ce se întâmplă acest lucru? Să presupunem că avem într-un lift care stă un corp care atârnă de o sfoară, așa cum vedeți în acest desen. Asupra lui acționează greutatea. Orice corp cinstit are greutate. Dar, deoarece corpul este în repaus, adică este în echilibru, trebuie să mai acționeze o forță asupra lui, o forță care să echilibreze greutatea. Adică trebuie să existe o forță egală cu greutatea, dar de sens contrar. Aceasta este tensiunea din fir. Deci atâta vreme cât liftul stă, tensiunea din fir este egală cu greutatea. Dar când liftul se mișcă, depinde de cum se mișcă. Dacă mișcarea este uniformă, adică cu viteză constantă, indiferent dacă este în sus sau în jos, tensiunea din fir rămâne tot timpul egală cu greutatea, deoarece un corp aflat într-o mișcare uniformă este tot în echilibru. Echilibru pe care îl numim echilibru dinamic. Dacă un corp se mișcă uniform, înseamnă că sau nu acționează forța asupra lui, sau rezultanta tuturor forțelor care acționează asupra lui este zero. Așa că dacă liftul se mișcă uniform, tensiunea este și în acest caz egală cu greutatea. Dar dacă liftul se mișcă accelerat, în acest caz tensiunea nu mai este egală cu greutatea, deoarece dacă vrem ca un corp să aibă accelerație, trebuie să-l scoatem din starea de echilibru, adică trebuie să facem în așa fel încât rezultanta forțelor care acționează asupra lui să nu mai fie zero. Și avem patru cazuri în care liftul are accelerație. Primul, liftul începe să coboare, are o accelerație orientată în jos, își mărește viteza în jos. Pentru ca și corpul care atârnă de fir să accelereze în jos, trebuie ca tensiunea din fir să devină mai mică decât greutatea, așa cum vedeți acum în desen. Și de aceea valiza trage mai puțin de mâna noastră când liftul începe să coboare. Mecanismul prin care are loc această variație a tensiunii din fir se bazează pe inerție. Dar mă opresc aici cu explicațiile, deoarece intrăm prea mult în domeniul fizicii, mai exact al dinamicii. Cine vrea să știe mai multe, are la dispoziție pe acest canal sute de videoclipuri dedicate fizicii. Al doilea caz, liftul se oprește din coborâre. Frânează coborând. În acest caz, accelerația este orientată în sus. Pentru că viteza este orientată în jos, dar scade. Și deoarece sfoara de care atârnă corpul trebuie să oprească acum corpul, tensiunea devine mai mare decât greutatea, din nou puteți vedea această situație în desen. De aceea când liftul se oprește din coborâre, avem senzația că valiza devine mai grea. Al treilea caz.
Liftul începe să se miște în sus, accelerează în sus. Din nou, accelerația este orientată în sus și deoarece sfoara trebuie să accelereze și corpul care atârnă odată cu liftul, tensiunea în sfoară devine mai mare decât greutatea. Și în fine, al patrulea caz, liftul se oprește din urcare, frânează urcând. În acest caz, accelerația este orientată în jos, pentru că viteza este orientată în sus, dar scade. Pentru ca și corpul care atârnă să se oprească, trebuie ca tensiunea din fir să fie acum mai mică decât greutatea. Și dacă ne gândim acum la toate aceste patru cazuri, observăm că tensiunea din sfoară este mai mică decât greutatea corpului care atârnă în două din cele patru cazuri. Atunci când corpul coboară accelerat și atunci când corpul urcă frânat. Dar exact asta face pendulul lui Maxwell. Când coboară, coboară accelerat, se mișcă tot mai repede, viteza lui crește, iar când urcă, urcă frânat, viteza lui scade. Asta înseamnă că atât când urcă, cât și când coboară, firele trag de el în sus cu o forță mai mică decât greutatea, ceea ce înseamnă că și cântarul arată în timp ce roata este în mișcare, de urcare sau de coborâre, o greutate mai mică decât cea de 10 kg. În final, cel mai important lucru. Fenomenul despre care am vorbit nu înseamnă antigravitație. Nu înseamnă că un corp care se rotește cântărește mai puțin, cum au tras unii concluzia, mai ales că mișcarea de rotație, după cum ați văzut, nici nu contează în cazul pendulului lui Maxwell. Sunt situații în care contează, voi vorbi despre astfel de lucruri cu altă ocazie. Am obține exact același efect dacă corpul nostru care era în lift ar fi legat cu un elastic de tavanul unei camere și ar oscila în sus și în jos, așa cum vedeți în desen. În timpul în care corpul se mișcă accelerat în jos sau frânat în sus, forța elastică cu care firul trage de tavan este mai mică decât greutatea. Dar, ați putea spune, este o diferență. Acest timp reprezintă doar jumătate din timpul unei oscilații, iar în cealaltă jumătate, adică atunci când corpul nostru se mișcă frânat în jos sau accelerat în sus, firul trage de tavan cu o forță mai mare decât greutatea corpului și cele două efecte se compensează. Aveți dreptate, cele două efecte se compensează, dar ele se compensează și în cazul pendulului lui Maxwell, deoarece și aici există un interval de timp în care roata se mișcă frânată în jos și accelerată în sus. Când? Când roata ajunge jos. Atunci, brusc își schimbă sensul de mișcare. Frânează întâi puternic și apoi accelerează puternic pentru a începe să se miște în sus. Și când face acest lucru, smucește firele. Trage brusc de ele în jos cu o forță mult mai mare decât greutatea roții. E adevărat că acest efect durează mult mai puțin decât efectul opus, dar este mult mai puternic. Și de aceea avem din nou o compensare. În sensul că dacă am avea mii de pendule ale lui Maxwell puse pe un cântar mare, cântarul ar arăta greutatea pendulelor de pe el. N-ar arăta mai puțin, deoarece în fiecare moment am avea pendule care tocmai au ajuns jos și trag puternic de fire pentru a începe să urce, compensând în acest fel faptul că celelalte trag de fire cu o forță ceva mai mică decât greutatea care atârnă, greutatea roții. Deci nu este vorba despre antigravitație, ci despre un efect dinamic legat de acțiunea și efectele forțelor. Greutatea unui corp nu scade dacă corpul se rotește. În final, o observație. De fapt, dacă ținem seama de efectele relativiste, greutatea crește dacă avem mișcare de rotație, pentru că energia se manifestă ca masă. Dar acest efect este atât de mic pentru vitezele cu care se poate roti un corp fără să se dezintegreze, încât nu există motive practice pentru a ține seama de el.
întrebarea de azi are o oarecare legătură cu cea care i-a tocmai am dat răspunsul, dar vă rog să nu vă gândiți la mișcări de rotație, pentru că ați putea să o luați pe piste greșite și să nu găsiți răspunsul corect. Cu mulți ani în urmă, un cunoscut om de televiziune, care în ultimul timp prezenta prognoza meteo, obișnuia să mai pună și câte o întrebare de gândire, de logică, de fizică, la sfârșitul știrilor despre vreme, un obicei foarte bun. Spun că este bun pentru că orice ne face să gândim logic sau pe baza legilor naturii este un factor de dezvoltare a inteligenței. Vă prezint azi una dintre întrebările puse de el și vă spun și răspunsul pe care l-a dat, întrebându-vă dacă sunteți de acord cu acest răspuns sau nu. Întrebarea era formulată pe baza unei scurte povestiri, vă prezint o variantă aproximativă a acesteia, dar echivalentă. Un om are 98 de kilograme cu haine cu tot și trebuie să treacă o punte care rezistă doar până la 100 de kilograme. Dacă depășim 100 de kilograme, cu oricât de puțin, puntea se rupe. Problema este că omul poate să treacă o singură dată puntea și trebuie să ducă cu el și trei bile care cântăresc fiecare câte un kilogram. Cum poate face acest lucru? Observați că masa totală este 98 plus 3, 101 kilograme, de unde și problema. Ei bine, răspunsul pe care l-a dat cel care propusese întrebarea a fost că omul poate trece puntea dacă jonglează cu cele trei bile, în așa fel încât în fiecare moment, așa cum puteți observa aici, cel puțin una dintre ele va fi în aer. Așa că masa totală aflată pe punte la un moment dat nu va fi niciodată mai mare de 100 de kilograme. Acum știți și întrebarea și răspunsul. Pot să vă pun întrebarea mea. Credeți că răspunsul pe care l-ați auzit este corect? Dacă da, de ce? Dacă nu, de ce? Pe săptămâna viitoare.